Antrenorul Părinților cu Mirela Retegan și Gáspár György la Europa FM. Bună ziua, părinți! Bună ziua, copii! Sunt Mirela Retegan și împreună cu Gáspár György o nouă emisiune a Antrenorul Părinților aici la Europa FM. Bună dimineața, Gáspár! Bună dimineața, Mirela! Astăzi am zis că vorbim despre țipetele părinților versus țipetele copiilor. Un subiect foarte interesant. Dar înainte de a intra în subiect, hai să le amintim celor care ne ascultă, în mașini mai ales, că pe lângă ceea ce se întâmplă în mașina lor, lucrurile se văd într-un fel din afară. Exact. Și ca să fim o parte frumoasă din ecosistemul în care ne manifestăm, ar fi bine să ne desenăm un zâmbet pe chip și să avem o zi în care să fim noi cei care își alimentează starea. Da, e o alegere foarte, foarte bună și o rezoluție potrivită, că toți suntem încă în perioada asta a rezoluțiilor, a planurilor, a obiectivelor. Să știi că până să vorbim despre țipetele părinților, țipă în capul meu o idee foarte tare. Zilele trecute postam pe Facebook, eu am început în ultima vreme să fac niște înregistrări dimineața cu mine, în pijamale, la story, strict pe stare, și am văzut că oamenii au o reacție foarte frumoasă și că au nevoie de genul ăsta de exemplu, de oameni care la prima oră a dimineții reușesc să găsească soarele dincolo de nori. Dar dincolo de cei care se bucură, sunt și cei care spun: haideți, Doamne, lăsați-mă în pace, atâta fericire, atâta bucurie, mi se pare că forțați foarte tare, n-aveți cum să fiți atât de fericite la prima oră și să emanați atâta energie bună. Cred că e o păcăleală. Îi deranjează pe oameni manifestarea bucuriei celorlalți? S-ar putea să-i deranjeze, mai ales dacă nu se potrivește cu reprezentarea lor mentală asupra lumii. Dacă cineva are o percepție asupra realității și în această percepție totul trebuie să fie serios, greu, dificil, complicat, dacă felul în care eu mă uit spre lume e definit de această greutate, evident că nu voi înțelege de unde atâta energie pozitivă și atâta stare de bucurie pe care cineva o simte dimineața. Dar totul e de natura mentalității noastre, de felul în care ne-am obișnuit să percepem realitatea. Mie îmi place să scriu mesaje de genul: bună dimineața, ce frumoasă este viața. Și chiar mă gândeam cum ar fi să postăm ce zi nașpa e astăzi. Hello, ce zi nașpa e astăzi. So, mi-a scris o altă doamnă: mă distrează foarte tare cum oamenii își dau cu părerea în felul ăsta. Doamne, vedeți că medicii psihiatrii nu salută cu bună dimineața, că e riscant, mai bine spui ceva neutru. Hello, salut. Și am răspuns: Doamne, că bine că nu mă salută medicii psihiatrii totuși. Mă bucur că pot să mă exprim cum vreau eu. Pe mine, sincer, mă bine dispun postările tale. Uneori parcă simt așa un soi de conflict interior, pentru că noi suntem ca structuri destul de diferiți, dar în același timp, dacă am suficientă maturitate și luciditate în momentul în care citesc postările tale, îmi dau seama că e o atitudine uneori mai potrivită pentru a face față provocărilor vieții decât încrâncenarea pe care o am eu. Cum ar fi să ne trezim dimineața și să scriem: ce zi nașpa e astăzi, ce prost m-am trezit, ce morocănoasă sunt, vai ce norat e și ce urâtă zi, nici nu-mi vine să mă dau jos din pat. Cred că ar fi și asta o modalitate de a comunica. O să încerc, să știi. Dacă nu o să te creadă nimeni, mai ales pe tine. Nu știu, dar oricare încerc. Hai să vorbim despre țipete, pentru că e un subiect care sigur rezonează cu fiecare om care ascultă în acest moment emisiunea Antrenorul Părinților aici la Europa FM. Țipetele părinților versus țipetele copiilor. Ce e un țipăt, Gáspár? Eu aș îndrăznea, spune Mirela, că e o cantitate excesivă de energie care se adună în corpul nostru, pe care nu mai știm cum anume să o gestionăm, și atunci avem nevoie să facem gura mare, mare, să scoatem toată această presiune, tensiune psihologică, pentru a putea să revenim la o formă noastră cât de cât acceptabilă. Sau poate să fie singura modalitate prin care să ne putem face auziți? Poate fi, dar e tot așa o dimensiune energetică, aș îndrăzni a spune. Dar te face auzit când țipi? Sigur că creierul e foarte atent la direcția de unde vine zgomotul. Okay. Dacă tu vorbești într-o manieră blândă undeva într-un colț și eu sunt distras pentru că citesc ceva sau sunt cu ochii în telefon sau mă uit la televizor și așa mai departe sau visez la cai verzi pe pereți, apropo de o discuție pe care am avut-o noi de curând, nu voi auzi ceea ce îmi spui. Însă în momentul în care crește intensitatea vocii tale, în momentul în care simt cumva curentul, unda care vin spre mine, automat mă captează. Nu e sigur că mă voi simți și în siguranță sau că voi avea o atitudine deschisă, s-ar putea să-mi pun armura imediat, să intru în defensivă, dar îmi stârnește atenția cu siguranță. Mă auzi dacă țip, dar mă și asculti? Da. Asta e cu semne de întrebare. Pentru că avem senzația că ridicând tonul, automat devenim mult mai interesanți pentru ceilalți. Am sesizat eu personal, de multe ori mă uitam la Maia și aveam senzația că vorbesc cu pereții, cu cât țipam eu mai tare, cu atât se îndepărta mai mult atenția ei, până când, la un moment dat, copilul mi-a spus: știi, mama, atunci când tu începi să țipi, eu îmi imaginez că am o telecomandă și te dau pe mut și văd o gură imensă care se închide și se deschide și nu mă gândesc decât, Doamne, sper că femeia asta nu o să mă înghită cu totul. Da, e o modalitate de a ne adapta unui context. Pot copiii zgomotos să aibă genul ăsta de fugă? Sunt foarte plini de imaginație și de creativitate copiii și găsesc tot felul de modalități prin care se adaptează vieții de familie, vieții de la școală, societății în care ei cresc și se dezvoltă. Și avem nevoie de asta pentru a supraviețui. Gáspár, toată lumea țipă. Toată lumea țipă. Tu țipi? Se întâmplă. Uite, recunosc cu toată sinceritatea că în special la volan e contextul în care atunci când nu-mi pun zâmbetul, așa, apropo de ce învățăm noi aici duminică de duminică și o zi mai tensionată pentru mine și pentru mulți dintre tovarășii care participă la trafic, și când ne încurcăm reciproc pot să fac destul de urât. Și cum țipi așa de la volan? Sper că nu mă aude toată lumea, dar țipi. Cei din mașină te aud. Cei din mașină mă aud și e periculos uneori pentru că obișnuiesc să vorbesc foarte mult la telefon fiind în mașină când sunt singur și interlocutorul se trezește la un moment dat cu niște sunete neobișnuite. Să vorbești la telefon prin aparate, prin sistemul audio al mașinii. Da. Eu m-am trezit la un moment dat, eu sunt foarte calmă în mașină și la volan și în general sunt foarte simpatică, se distrează colegii care conduc cu mine pentru că am un fel de a mă băga printre mașini și eu conduc cu tot corpul și pot să ies pe geam și să zic: dă-mi voie, te rog frumos, și mersi mult, stai un pic acolo să intru eu. Și ca un agent de circulație, dirigezi. Da, mie îmi place Asia foarte mult și nu știu, tu ai fost vreodată în Asia? Nu. Ei, imaginează-ți că în Asia mergi cu tuc-tucurile alea, deci nu există ceva mai periculos pe lumea asta, și în tuc-tuc ei n-au semnalizatoare. Șoferul iese pe jumătate, scoate și strigă. Capul. Da, strigă în intersecție, dacă eu la stânga sau la dreapta sau... Eu fac aproximativ același lucru de la volanul mașinii mele, doar că la un moment dat eram într-o decapotabilă cu fetița Zurli, îmbrăcată în fetița Zurli, costumată, mergeam la un eveniment, în dreapta mea mașina decapotată, în mijlocul unei intersecții, mi-a tăiat calea unul într-un fel atât de agresiv și surprinzător. O altă mașină, că m-am trezit spunând în gura mare, țipând, o înjurătură de-a lui tata, pe care eu nu o folosesc, nu pot să o reproduc, din aia ardelenească. Da. Deci a fost un șoc pentru fetița Zurli, pentru toți cei din jurul meu. Poate chiar și pentru tine, nu? Da, pentru că te-a luat prin surprindere. E ceva ce eu nu folosesc, nu înjur. Și mi l-am amintit pe tata că era strict înjurătura lui de la volan. Preluăm din felul în care părinții noștri se manifestă atunci când sunt nervoși? Sigur, eu cred că preluăm totul de la părinții noștri și traumele lor și obiceiurile lor și credințele lor și perspectiva lor asupra vieții. Sigur că nu sunt doar aspecte negative aici, sunt și foarte multe valori pe care noi le-am împrumutat și le ducem mai departe, însă și aceste strategii foarte, dacă îmi dai voie să folosesc acest termen, primitive de a rezolva o anumită situație. Sistemul tău nervos, creierul tău defensiv a învățat că în momentul în care e un pericol, soluția e această înjurătură pe care o folosea și tatăl tău? Dar îi mai țipau tot timpul. Serios, acum mă gândesc. Și mama ridicat, vorbea cu vocea ridicată tot timpul. Tata vorbea tot așa, destul de strident, și știi care era scuza lor? Că după ce ne-am făcut mari, le-am zis la un moment dat: măi oameni, dar vorbiți mai încet, țipați, vorbiți tare. Da. Nu aveam eu o problemă cu vecine, mă deranja pur și simplu felul. Și tata a zis: da, păi, dar ce vrei, eu acolo, tata a fost mecanic de locomotivă. Tu știi ce gălăgie e în locomotivă? Eu, ca să mă audă ajutorul, trebuie să țip. Da. Mama a lucrat la tricotaje. Mașinile alea, ca să o audă colega ei de mașină, trebuia să țipe. Și ei au preluat acest mod de a se exprima la muncă și l-au adus acasă. Da. Contextul ne schimbă structura psihologică, obiceiurile, și acum dacă e să intrăm un pic mai în profunzime, putem înțelege poate și de ce funcționezi tu atât de bine în contexte în care de sunt gălăgie. Foarte mulți oameni, exact, da. Spectacole, evenimente în aer liber. Da, da, da. Eu, care am crescut într-o familie în care se țipa, dar mai rar și nu a fost neapărat ceva tipic vieții de zi cu zi, iar putem înțelege de ce prefer varianta liniștită a unui cabinet unde nu e zgomot, nu e agitație. Ok, și cum ar fi fost dacă noi doi ne uneam destinele? Și eu vin în această familie cu obiceiurile dintr-o casă în care toată lumea vorbea tare și se țipa și vorbitul liniștit era așa un... Doar când erau supărați oamenii. Da, nu se trecea direct pe muțenie. Și tu vii dintr-o familie în care se țipa doar atunci când era ultimul argument. E atât de bine că ai adus asta în discuție, pentru că în cele mai multe familii, în cele mai multe cupluri, aceste extreme se atrag și un partener vine de acasă cu anumite obiceiuri, cu un anumit bagaj pe care l-a moștenit, apropo de tonalitate, apropo de ce cuvinte folosim, cum ne exprimăm, cum ne manifestăm, și celălalt s-ar putea să fie crescut într-o familie în care obiceiurile erau diametral opuse. Și cei doi se pot completa minunat. Doar că e nevoie de o condiție să o îndeplinim, și anume să îndrăznim să învățăm unul de la celălalt. Ce să învăț? Să fiu mută? Să învăț să fiu un pic mai temperată, să învăț să-mi gestionez energia și altfel, să învăț să vorbesc pe o tonalitate un pic mai joasă, iar celălalt să învețe să fie un pic mai zgomotos, exaltat. Un pic, exact, un pic mai plin de viață, de energie. Cum se învață asta? Prin imitație. Exact așa cum am învățat în copilărie să preluăm anumite obiceiuri ale părinților noștri, la fel se întâmplă și mai departe în cuplu. Poate că în familia sau în familiile asemănătoare cu sistemul tău familial, energia este maximizată, e intensificată, e crescută. Într-o familie asemănătoare cu cea în care am crescut eu, energia este mai degrabă minimizată, e comprimată. Ambele sunt modalități de adaptare la diferite contexte de viață. Noi nu așa ne-am născut. Sunt niște obiceiuri pe care le-am preluat și cu care ne-am obișnuit atât de tare încât mintea ne spune că fac parte din noi. Dar noi suntem mai mult decât atât. Și în momentul în care văd energia ta care e un pic crescută, care e intensificată într-o primă fază, o să mă sperie. Pentru că e foarte diferit de ceea ce știu și ceea ce cunosc eu. Dacă însă aleg curiozitatea și mă întreb: oare ce pot învăța de aici? Oare cum ar arăta viața mea dacă aș aduce această energie în viața mea? Oare care sunt acele părți ale mele care s-ar dezvolta? Deja este un potențial extraordinar de creștere și la fel poți să faci și tu. Ia să văd, în momentul în care... Mai tac. Exact, în momentul în care reduc un pic ritmul, în momentul în care stau un pic mai mult în tihnă, în momentul în care nu vorbesc, în momentul în care măsor cuvintele un pic mai mult, oare ce se schimbă? Ți s-a întâmplat să auzi de la partenere: zi ceva? Zi și tu ceva acum? N-ai nimic de zis? În cabinet sau în viața personală? Sau... Sigur că da, sigur. Eu cel mai des am auzit: poți să taci puțin? Acum putem să tăcem puțin, da, și doar să ne bucurăm de momentul ăsta? Da, da. Deci eu nu sunt defectă și tu nu ești defect. Absolut, absolut. Pentru că întâlnim enorm de multe cupluri în care unul e așa și unul e ca mine și unul e ca tine. Și tendința e să crezi că eu sunt aia ok și tu ești ăla defect și bine ar fi să înveți să fii ca mine. Să fii ca mine. Pe când asta e cea mai nesănătoasă fără să-mi pun problema decizie. Că și eu aș putea să schimb ceva la mine. Exact, exact. Deci ideea e să preiau un pic, să fac niște pași spre tine și tu să faci niște pași spre mine și să ne întâlnim la mijloc, să mai tăcem din când în când ca tine și să ne mai bucurăm din când în când ca mine. Exact. Dar să știi că te voi contrazice. Așa, mă bucur că faci asta. Ai zis puțin mai devreme că nu ne naștem așa. Dragă Gáspár, pentru ce primești notă bebelușii? Pentru că țipă. Adică toate mamele se laudă cu Apgarul. Cât a luat al tău? 10. Pe ce? Pe cât de tare țipă. Da. Ăsta este primul... Nu râde, nu te-ai gândit la asta. Ba da, doar că de asemenea mă gândesc la faptul că acești bebeluși au nevoie după aceea în viață să învețe să se liniștească. Păi cum, dacă așa ne-am născut? Ne naștem sigur cu acest potențial pe care e foarte important să învățăm să-l gestionăm. În loc să-mi dai notă cât de bine țip, tu mă pui să mă înveți să învăț să tac? Vezi, se dă o singură dată în viață notă pentru asta. Da. Și în rest primești numai penalizări. Și avem nevoie atunci să țipăm, ca să anunțăm întreaga umanitate că ne-am născut. Și ca să știe doctorul ce face mai departe cu noi. Exact. Cred că și în zilele noastre țipăm ca să știe doctorul ce face mai departe cu noi. Aoleu. Măi, Gáspár, care sunt consecințele țipatului? Când țipă părinții, la asta ne referim? Da, că acolo e problema. După pauză o să vorbim și despre țipatul copiilor. Dar acum hai să rămânem în zona părinților. Sunt diferite efecte nocive, adverse. Sunt situații în care sistemul nervos al copilului devine foarte sensibil. Și această poluare fonică la care copilul este expus în mod repetat ajunge să-l afecteze în așa fel încât să fie deranjat de zgomotul de la școală, de zgomotul de pe stradă, pentru că sistemul nervos caută constant să identifice pericole sau dacă există dovezi de siguranță. Iar dacă tu vii și țipi la mine sau dacă eu țip la tine, nu te simți în siguranță, mecanismele tale se activează. Deci pe de o parte e faptul că sistemul nostru nervos sau sistemul nervos al copilașului ajunge să funcționeze un pic distorsionat pentru a-l proteja. Mai sunt situații în care copiii preiau aceste comportamente și le duc mai departe la grădiniță, le duc la școală, le duc în diferite contexte în care ei interacționează, dar, de asemenea, le folosesc și în relațiile cu părinții. Am învățat că pentru a ajunge la tine, pentru a recrea o conexiune între noi doi, e nevoie să țip foarte tare și noi știm cum e în momentul în care suntem la volan și copilul în spate țipă sau suntem într-un supermarket sau vrem să-l culcăm și el e plin de energie și nu are chef să se culce. Mai e și cealaltă extremă în care copilul încearcă să facă tot posibilul pentru a fi cât mai diferit de părinte și nu îndrăznește să-și facă niciodată vocea auzită, nici în momentul în care i-ar prinde bine să aibă o tonalitate ceva mai apăsată, ceva mai fermă. Când devine țipatul un obicei pentru oamenii mari? În momentul în care nu găsesc alte modalități mai eficiente pentru a descărca această energie despre care vorbim. Și cum ne dăm seama că e un obicei, nu e o situație specială în care nu găsim aceste argumente? Feedback-ul pe care îl primim din partea celor din jur. O să spună partenerul acestui părinte, iar țipi, o să spună copiii, o să spună vecinii, mesajele pe care le primim din partea colegilor, pentru că nu țipăm doar acasă. În momentul în care cineva s-a obișnuit să țipe, o face în contexte destul de variate, nu doar în mediul personal. Și putem și noi, dacă avem acest exercițiu de autoanaliză, în momentul în care se încheie ziua și reluăm diferitele pasaje pe care le-am trăit, ne putem da seama cât de des am ridicat vocea, cât de des am folosit o tonalitate caldă. E nevoie doar să fim atenți la ce ne spun ceilalți sau la ce am identificat noi la noi. Țipatul afectează relația și cu celălalt părinte atunci când tu țipi la copil? Da, pentru că celălalt părinte are două opțiuni de regulă. mai ales dacă nu e tocmai prezent într-un mod conștient, fie țipă și mai tare, ca să ne transmită că puterea e la el, fie intră în rolul apărătorului și are această tendință de a proteja copilul și de a ne îndepărta pe noi, pentru că percepe o amenințare din partea părintelui. Nu e niciuna dintre cele două dinamică sănătoasă. Se spune deseori atunci când cineva țipă, noi să ne reducem tonalitatea vocii ca să-l aducem și pe celălalt la același nivel. Uneori funcționează și poate fi o strategie mai bună decât să ridici vocea sau să ignori, însă nu de fiecare dată. De asemenea, e important de știut pentru, de exemplu, din punctul meu de vedere ca terapeut, în momentul în care cineva țipă, mi-e clar că nu e bine. Nimeni nu țipă de bunăvoie. Când se adună toată acea energie în corp, și aici nu mă refer la bucurie, veselie și așa mai departe, ci la furie, la anxietate, la frică, la supărare. Hai că ne întoarcem după pauză să vorbim despre țipetele copiilor. De ce țipă copiii? Cum facem atunci când ei țipă? Ce se poate schimba în toată povestea asta? Ne întoarcem imediat. Suntem la Antrenorul Părinților, aici la Europa FM, sunt Mirela Retegan și alături de Gáspár György. Astăzi vorbim despre țipete, despre țipat, despre țipatul adulților versus țipatul copiilor. Povesteam în prima parte a emisiunii că de multe ori ducem în familiile noastre obiceiurile pe care le-am preluat de la părinții noștri și că țipatul e o deprindere. E o moștenire, da? E o abilitate pe care am exersat-o acasă. Am exersat-o și care poate să devină un obicei la un moment dat. Din nefericire pentru noi și pentru copiii noștri. Exact. Ziceam că o să vorbim despre țipetele copiilor. Eu am inventat Zurli acum 16 ani din dorința de a avea o formă de manifestare în care copiii să poată să se exprime. Pentru mine, gălăgia copiilor înseamnă râsete și veselie. Pentru foarte multă lume poate să fie deranjant că un copil râde în hohote și țipă de fericire. Eu îi spun gălăgie de bucurie acestei forme de manifestare. Dar dincolo de țipătele pe care ei le manifestă în sările de spectacol, unde cântă și unde e clar că își manifestă veselia, avem țipetele copiilor care s-au obișnuit să facă asta, care nu se fac auziți, care cred că doar așa vor obține ceea ce își doresc. Hai să o luăm pe rând. Exact. Pentru unii dintre copii e singura modalitate de a se conecta cu părinților. Pentru că dacă vorbesc pe o tonalitate blândă, lejeră, s-ar putea ca mama și tata să nu aibă urechi pentru mine, să nu aibă ochi pentru mine și atunci inconștient am realizat că pentru a ajunge la părinții mei e nevoie să ridic vocea foarte tare. Alteori copiii țipă pentru că viața e dificilă, pentru că au atât de multă energie reprezentată de emoții și de sentimente în corpul lor, încât singura modalitate pentru a descărca această energie e să țipe. De exemplu, atât de des ne supărăm pe copiii care dau din mâini și din picioare, nu? Că nu sunt de acord cu o regulă pe care noi în calitate de părinți am stabilit-o sau de îngrijitori. Și vine această nouă latură a științei și anume psihologia somatică, care ne spune că cel mai sănătos lucru pentru corpul nostru, pentru a evita traumele atunci când ceva este foarte greu, e să ne punem corpul în mișcare și să ne zguduim, să ne zgâlțim exact cât de tare se poate, pentru că asta este o reacție firească. E ceva ce face parte din latura noastră primitivă. Iar dacă noi o inhibăm, rămânem blocați acolo în această stare de inhibiție. Deci din acest punct de vedere sunt întru cu totul de acord cu ceea ce ai spus tu și anume avem nevoie de mișcare, avem nevoie să reinterpretăm, să regândim felul în care decodificăm anumite comportamente ale copiilor. Ce înțelege un copil când părintele țipă la el? Ce se întâmplă în corpul lui, în sufletul lui, în mintea lui? Probabil că sistemului nervos, acest sistem de apărare se rigidizează și își activează strategiile de supraviețuire și apare acea nevoie de luptă sau de fugă. Iar dacă copilul a învățat că dincolo de țipăt există și violență fizică sau violență verbală sau abuz, atunci ar putea să apară inclusiv starea de imobilizare, acel îngheț, acel șoc în care nu mă mai pot mișca din loc. În funcție de gravitatea situației, facem această trecere inconștientă de la luptă-fugă către imobilitate. De asemenea, copilul poate învăța că singura modalitate de a relaționa e să țipi. Și în momentul în care colegul tău de clasă sau de grupă, în momentul în care frățiorul tău mai mic nu te ascultă, modalitatea optimă de a comunica cu acesta e să ridici vocea cât mai tare. Deci e pe de o parte o activare fiziologică, îi spunem noi, e acest răspuns biologic pe care îl transmite corpul și după aceea mai e și o lecție, e un proces de învățare prin care mintea trasează niște învățăminte, niște concluzii. Modalitatea de a te conecta e țipătul. Eu recunosc că Maia n-a țipat niciodată la mine. Eu nu pot să spun același lucru. Din păcate pentru mine, eu nu pot să spun același lucru. M-am trezit de câteva ori țipând la ea foarte tare. Din fericire și-a găsit niște mecanisme foarte sănătoase de a se apăra de țipetele mele și m-a surprins de câteva ori în timp ce eu țipam la ea. Am mai povestit asta, probabil că chiar și aici în alte emisiuni. Pentru cei care n-au auzit atunci o să mai spun încă o dată. La un moment dat eu țipam foarte tare, încercam să explic ceva, eram nervoasă, nici nu ești coerent în momentul în care... E un pic de haos în mintea noastră când țipăm. E o defulare, că altfel nu am cum să o numesc, și ea foarte senină și cu ochișori. Și eu tot timpul mă uit îngrozită, mă uitam și la mine și mă vedeam și mă uit îngrozită, mai ales la bărbații ăia foarte înalți, de 2 metri, care stau aplecați peste mogâldața aia de 2 ani de zile și țipă la copiii ăia și îmi imaginez cum copilașul vede dragonul, cum îi ies flăcările pe nas, pe urechi, pe gură. Și mă gândesc tot timpul ce-o fi în sufletelul acelui copil peste care pur și simplu... S-a năvălit energia părintelui. Exact. Da. Și eram într-un astfel de moment în care o certam pe Maia foarte tare și ea se uita cu ochișorii aia de uite cum te-ai stat acum, căprioară în lumina farurilor, se uita la mine și a zis: mama, dar de ce țipi? A fost un moment în care m-am oprit. Te-a trezit. M-am oprit și în capul meu era ce răspund, că n-aveam niciun argument, nu găseam nimic logic pentru care fac asta, să-i spun copilului că mi-am ieșit din minți, că sunt incapabilă să-mi gestionez emoțiile, că sunt speriată mai rău decât era ea. Și atunci i-am zis: uite, Maia, fii atent, vezi venele astea două? Și i-am arătat gâtul meu, ca sângele să circule din picioare în cap și invers, el trece prin astea două vene. Când oamenii se enervează, venele astea se umflă și dacă eu nu țip, ele riscă să se spargă aici și să nu mai ajungă sângele în cap și să mor. Și mi-a zis: a, deci tu ții pentru că ești bolnavă, nu pentru că ai o problemă cu mine? Da, mămică, sunt bolnavă. Din acel moment, de fiecare dată când țipam, ea se uita la venele mele și nici nu mă mai auzea și nici nu mai era atentă. Să se orienteze, să vadă dacă e despre ea sau despre altceva. Nu, cred că voia să vadă când moare, adică o mai duce mult sau îi explodează venele. Oricum nu se mai simțea vinovată. Asta am reușit să o eliminăm. După care în adolescență mi-a dat o decisivă, o certam tot așa la un moment dat foarte tare și explica: nu se poate, nu înțelegi. Și escaladam. Tu nu m-ai văzut niciodată nervoasă, nu? Nu cred. Nu m-ai văzut, dragul de tine. Te-a iubit Dumnezeu. Deci puteam să o duc până la lună. Și eram, și cu mâinile și cu corpul. Și ea zice: ca o furtună. Fai de capul meu. Și în toată nebunia asta ea zice: mama, să nu uiți ce vrei să-mi spui. Mă duc să fac caca și vin înapoi. Și rămân cu mâinile în aer, cu nervi în gât și mă gândeam: acum ce fac? Mă duc în baie și deschid capacul și trag apa? Sau să mă bucur că am un copil atât de deștept încât a înțeles că măsa nu va duce decât la mai mult această enervare și a oprit această escaladare a nervilor mei, sau să mă frustrez că mă sfidează și își bate joc de mine și mă lasă cu nervii acolo? A vedea partea pozitivă e de fiecare dată mai sănătos. A stat în baie până când a ieșit degeaba, că nu mai aveam niciun chef de nimic, adică m-am temperat. Foarte creativă, Maia. Foarte. Dar nu toți copiii sunt așa. Nu toți copiii au puterea de a se apăra în fața... Eu mărturisesc și le spun părinților, eu așa am crescut-o pe Maia, mie trebuie să-mi facă față. Dacă îmi va face față mie și nu se va bloca și nu va intra în defensivă de frică, ci va găsi o portiță de scăpare, indiferent cum se numește portița aia, ea va face față oricui. Și eu am avut grijă să o cresc așa, dându-i voie să se lupte cu mine, să-ți pună limite, vină cu argumente, să se protejeze, da? Să-mi pună limite, chiar dacă mă enervau limitele la anumite momente. Dar ce facem cu copilașii care nu știu să facă asta? Din păcate, într-adevăr, sunt și acele situații în care atunci când părintele țipă, copilul e copleșit de panică, de neputință, de neajutorare. Sunt situații în care sistemul nervos al copilului percepe un pericol atât de tare încât face instant pipi. Îl trec toate trăirile, toate stările, iar în astfel de situație neapărată nevoie, Mirela, ca acest părinte să ceară ajutor, să meargă la psiholog pentru el, să meargă la psiholog, să meargă la psihoterapeut, să meargă la un specialist în sănătate mentală. Poate fi exemplul ăsta pe care ni l-ai dat tu acum cu copilul care face pipi de spaimă sau pur și simplu rămâne stană de piatră. Poate să fie începutul unor atacuri de panică. Sigur. De cele mai multe ori acești copii dezvoltă niște tulburări de anxietate. Nu vorbim de acea anxietate funcțională pe care o avem cu toții, ci niște tulburări de anxietate, și mulți dintre ei ajung să fie copleșiți de o intensitate mai crescută a zgomotului în variate momente ale zilei. De exemplu, aceștia sunt copiii care nu se vor simți foarte bine la o petrecere, pentru că ei au învățat, sistemul lor nervos a învățat să asocieze zgomotul cu pericolul. Sunt copiii care nu pot să tolereze sunetul ambulanței în momentul în care trece pe stradă, pentru că disconfortul lor fiziologic e extrem de crescut. Să presupunem că în acest moment ne ascultă cineva care până astăzi n-a realizat cât rău îi face copilului țipând în loc să vorbească liniștit sau având genul ăsta de secvențe. Ce poate să facă un astfel de om care realizează astăzi că poate să pună o amprentă foarte dureroasă pe emoțiile și pe mintea copilului? Are nevoie să redobândească controlul asupra propriului comportament, să aibă acest exercițiu de autoreglare, îi spunem noi în psihologie. Cum poate să facă asta? Cea mai la îndemână strategie pe care o putem folosi cu toții, doar că e nevoie de practică, e respirația conștientă. Atunci când sunt foarte, foarte furios, să inspir pe nas, lent, duc aerul până în abdomen, îl rețin un pic, după care expir pe nas sau pe gură și are același efect. În momentul în care noi țipăm, de foarte multe ori o parte a sistemului nostru nervos se liniștește, se relaxează, dar acea parte se relaxează și în momentul în care expirăm. Okay. Așa că dacă am îndrăznit să facem mai des exerciții de respirație conștientă, ne-ar ajuta foarte mult. Ce ne mai ajută e să ne punem corpul în mișcare. Atunci când sunt foarte furios, tocmai ce am dat exemplu cu copilașii care au nevoie să descarce, la fel o putem face și noi părinții. Ce ne costă să sărim într-un picior? Ce ne costă să, nu știu, coborâm scările, să urcăm scările? Stai puțin, Gáspár. Deci m-a enervat copilul, da? Sau bărbatul? Sau tu și eu sunt super nervoasă și tu mă pui să sar într-un picior în fața lui? În fața lui, da. Pot să fac abdomene, pot să fac câteva flotări, să am grijă și de celelalte dimensiuni ale mele. Dacă nu fac eu asta când mă enervez data viitoare... Deci și să vezi cât de funny o să li se pare celor din jur. Deci direct pe abdomene, direct pe genuflexiuni mă duc. Am înțeles. Putem să ne schimbăm. Da, fără doar și poate. Putem să devenim niște oameni raționali. De obișnuință. Putem, nu știu dacă raționali. Eleganți. niște oameni inteligenți relațional, aș spune. Așa. Niște oameni care să nu transmit răutate, durere, suferință, ci mai degrabă empatie, compasiune, iubire. Ce înseamnă că n-am fost prea inteligentă în anumite momente? N-am punctat eu asta, dar are sens, Mirela. Are sens, mi-a fost dor să aud asta. Din păcate, a zburat și emisiunea de astăzi. Și aș vrea neapărat să le povestim puțin oamenilor despre conferința Concentrează-te pe tine, unde eu mi-am propus, pentru că, uite, astăzi dau dovadă de inteligență relațională. Și asta se datorează unui exercițiu pe care eu l-am făcut în ultimii ani, în fiecare zi, și șansei mele extraordinare de a mă întâlni cu niște oameni. Pentru că până la urmă și despre asta e vorba, Gáspár. Unii dintre noi au șansa să se întâlnească cu niște oameni. Și oamenii ăia să își facă timp și răbdare și să ne iubească atât de mult încât să ne ajute, să ne înțeleagă și să ne dea niște instrumente pe care noi să le folosim toată viața. Eu vreau ca din tot ceea ce am învățat despre mine și de la ceilalți să dau mai departe mamelor, în special mamelor, femeilor, care vor să fie cea mai bună variantă a lor pentru ele și pentru copiilor. Am numit-o Concentrează-te pe tine pentru că mi se pare îndemnul pe care nu ne-a învățat nimeni să-l folosim până acum. Ce înseamnă să te concentrezi pe tine? Să-ți asumi responsabilitatea față de propriul proces de creștere, dezvoltare, vindecare, transformare, așa cum în fiecare zi se face zi, așa cum în fiecare zi răsoare soarele, așa cum în fiecare zi ne trezim biologic dimineața, la fel ne putem trezi și din punct de vedere psihologic. Și atunci când îndrăznim să alocăm în agenda unei zile timp și pentru sănătatea noastră fizică, psihică, spirituală, relațională, o să vedem cum se schimbă dinamica unei familii. Atât de des suntem tentați să-i ducem pe copii la psiholog, pe partenerii, pe cunoscuți și așa mai departe, însă dacă noi îndrăznim să facem o schimbare în viața noastră, s-ar putea să fie cel mai de impact comportament prin care să schimbăm dinamica familiei noastre. Așa că avem nevoie să ducem atenția spre noi și nu doar acea atenție pozitivă într-un mod extrem, ci inclusiv acea atenție care să ne ofere posibilitatea să fim mai mult decât am fost până în momentul prezent. Mulțumesc! Vă invit pe toți cei care ne ascultați să intrați pe fundațiazurli.ro, acolo unde conferința Concentrează-te pe tine este explicată în detaliu. Face parte din campania Adoptă o Mamă, pe care noi o facem de ani de zile și ajutăm mamele care au reușit să fugă din calea soților agresivi sau mamele care și-au asumat creșterea, aducerea pe lumea copiilor împotriva voinței familiilor lor. Iar această conferință sunt sigură că va transforma niște vieți și că mamele și femeile care vor participa la această întâlnire vor duce cu ele mai departe câteva lucruri și instrumente pe care le vor folosi toată viața. Un bilet pe care o mamă îl achiziționează donând o sumă de bani asigură și unei mame dintr-o asociație participare. Da, mi se pare foarte drăguț. Pe același scaun va sta o mamă care își permite cu o mamă care are nevoie să îi se întindă mâna ca să se ridice din locul în care viața a pus-o în genunchi. Și îți mulțumesc foarte tare că ești alături de mine și că mă ajuți. Hai să le spunem ascultătorilor că invităm pe Antrenorul Părinților pe Facebook să ne spună cine țipa la ei când erau mici. La tine cine țipa când erai mic? Bunica din partea mamei și sora mamei. Sora mai mică a mamei, care a fost responsabilizată să aibă grijă de... Era doar cu 10 ani mai mare decât mine, deci teoretic și ea era un copil. Acestea au fost sursele dinspre care a venit această energie intensă spre copilul Gáspár. La mine țipa toată lumea. Drept urmare să nu vă mirați când mă auziți țipând, dar oricum nu voi mai țipa începând de astăzi, când mă voi enerva, voi face genuflexiuni, voi sări într-un picior și voi fi cea mai simpatică prezență nervoasă pe care ați întâlnit-o vreodată. Din partea magazinului Zurli primiți unul dintre cei care răspundeți la întrebarea de pe Facebook. Vezi că am învățat de la tine, da, că tu zici da, din partea pagina, zic și eu, din partea magazinului. Păi da, dar m-au certat colegii. Vezi că Gáspár zice de pagina de psihologie, dar tu nu zici de noi. Și Ovidiu Crăciu, care se ocupa, zici și tu, zici și tu. Din partea magazinului Zurli o să primiți cartea Dincolo de Parenting și Teorii, în care tot pe mine și pe Gáspár ne găsiți, și mini Zurli, adică păpușica, păpușii Zurli. Care e foarte simpatică, da, îmi place foarte tare. Drăguță, o iubesc de nu mai pot. Iar din partea paginii de psihologie avem Darul Prezenței Conștiente de Caroline Welch, un ghid care ne poate ajuta să ne temperăm vulcanul interior pentru a putea să ajungem la cea mai bună versiune a noastră. Aceste întâlniri extrem de serioase, de sobre, de pline de profunzime și de date științifice și tehnice, o găsiți și pe Spotify. Cu hăhăielile de rigoare și cu toată bucuria cu care noi ne întâlnim de fiecare dată. Mulțumesc, Gáspár. Mulțumesc și eu. Îți doresc o săptămână, știi cum să fie? Fără țipete. Sau cu oameni nervoși care sar într-un picior. Te îmbrățișez. Duminică frumoasă. Duminică frumoasă tuturor, la revedere. Mirela Retegan și Gáspár György, Antrenorul Părinților, la Europa FM.